Proiectul legii învățământului superior a fost adoptat de Senat și urmează să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis. Noile prevederi aduc schimbări în ceea ce privește învățământul superior. Între acestea se regăsește și introducerea facultății de 2 ani. Totodată crește și durata studiilor universitare de doctorat de la 3 la 4 ani. Legile educației au trecut de Parlament și aduc schimbări în ceea ce privește studiile superioare. Proiectul de lege a învățământului universitar prevede și creșterea duratei studiilor doctorale de la 3 la 4 ani, precum și posibilitatea de a urma studii superioare de durată de 2 ani la ciclul de licență. Astfel, în afară de medicină, drept și arhitectură, toate facultățile ar putea oferi programe de 2 ani pentru anumite specializări rapide. Durata nu se schimbă absolut deloc, rămân aceleași programe, doar că s-au introdus o variantă de învățământ superior, mai ales la primul nivel, care poate să fie mai de scurtă durată, de 2 ani. Este practic o reluare a vechii structuri pe care am avut-o în România, dacă cei mai vârstă țin minte acest lucru, de subinginer, de exemplu. Este tot învățământ superior, dar de scurtă durată. Unele universități vor implementa astfel de programe, altele nu, dar asta nu înseamnă că se schimbă programele pe care le avem acum. În psihologie tot 3 ani o să avem, în drept tot 4 ani o să avem, în medicină același număr de ani. Cine va dori să dezvolte acele programe de scurtă durată, o să vede. Probabil că o să fie mai ales în zona de asta, de învățământ tehnic, profesional, învățământ mai dual. Partea bună la doctorat este că s-a introdus ideea de, s-a generalizat ideea de doctorat profesional. Pentru că până acum doctoratul profesional era gândit doar în două domenii, în zona sportului și în zona artelor. Acum s-au mai introdus câteva domenii. Se încurajează și doctoratul dual, adică doctoratul pe care îl faci pe aspecte mai practice, susținut și de diverse companii, firme care sunt interesate de soluții la acele probleme practice. Mulți tineri privesc cu suspiciune aceste modificări. Viitorii studenți sunt de părere că această comasare a anilor de studiu ar diminua calitatea procesului educațional. Păi dacă ar scădea ani de studiu, poate n-ar mai învăța așa cum trebuie. Și dacă ar crește, cred că, nu știu, poate i-ar solicita foarte mult. Tu, de exemplu, dacă avea în loc de 3 ani, 2 ani, te-ar ajuta? Nu, din contră. E mai puțină materie învățată și toate o să fie mai mediocre. De fiecare dată când se schimbă un ministru, vine cu fel de modificări, ori fiind bine, ori fiind rău, nu știu ce să vă spun, dar bulversează întreg sistemul de învățământ. Ceea ce a atras nemulțumiri în lumea academică sunt propunerile PSD privind excepțiile la normele de etică universitară, privind diferențele de concepție teoretică, experimentală sau practică, erorile materiale de citare, diferențele de interpretare a datelor, precum și diferențele de opinie. De asemenea, s-au introdus amenzi pentru persoanele care cumpără sau vând lucrări științifice referate, lucrări pentru examenele de evaluare pe parcurs, precum și de finalizarea studiilor universitare de licență, masterat sau doctorat.